PSD-ul ar putea lua Iașul din mâinile liberalilor. Cel mai recent sondaj realizat la nivelul județului plasează PSD pe primul loc în intenția de vot. Datele arată că actualul președinte liberal al Consiliului Județean, Costel Alex, se pornește cu șansa a doua în competiție electorală, fiind devansat de Bogdan Coșocaru, candidatul social-democrat. Astfel, Cojocaru, președintele filialei PSD-ia și prefect al județului, ar reuni 33,2%, iar PSD ar strânge 34,7% dintre preferințele participanților la sondaj pentru lista de consilieri județeni. Costel Alexe ar avea 30,1% din voturi, în timp ce lista PNL pentru județe ar strânge 28,5% din sufragi.